Tichetele pot fi ridicate în termen de 60 de zile de la ultima doză de vaccin. În cazul în care persoanele vaccinate împotriva COVID-19 cu schema completă refuză primirea tichetelor de masă, opțiunea acestora se consemnează de către personalul centrelor de vaccinare în registrul de evidență, a transmis Direcția de Sănătate Publică Suceava. Tichetele de masă se cuvin doar persoanelor care au efectuat schema completă de vaccinare, respectiv doza 1 și doza 2, după 3 septembrie, a precizat purtătorul de cuvânt. Al DSP Suceava, Gabriela Băncilă. În județul Suceava, în cursul zilei de 5 octombrie, s-au vaccinat 1257 de persoane, 590 cu prima doză, 69 cu doza a doua și 598 cu doza a treia. Până la data de 5 octombrie, în județ s-au vaccinat împotriva SARS-CoV-2 un număr de 110.833 de persoane, din care 85.896 au primit doza a doua, iar 5.224 au primit și doza